Într-adevăr, la nivel de infrastructură rutieră, păcătuim. A spus-o și președintele atunci când ne-au vizitat oficialii de profil de la București și așa mai departe. Și pentru noi, cei de la Consiliul Județean, în afara măsurilor de securitate sanitară pe care le aplicăm în acești ultimi 2 ani din cauza pandemiei, infrastructura rutieră va fi prioritate zero pe întreaga perioada mandatului. Acum, exact cu întreg calendarul de asfaltări, nu pot să zic că sunt la curent, deoarece această atribuție cade în sarcina colegului meu, domnul vicepreședinte Marius Nicolaescu. Dar știți bine că se lucrează, mai ales în zona de sud, fie că vorbim de 703B Pădurescu-Stei, fie că vorbim de 503 cer care leagă într-un final comuna Cătească de județul limitrof. Cu siguranță unul dintre aceste drumuri va fi circulabil în acest an. Ne dorim noi în condiții absolut europene.